Dragi prieteni, vă mulțumesc că ascultați poveștile mele și vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube. Mă veți susține mult și veți ajuta ca tot mai mulți copii din întreaga lume să asculte povești creștine în limba română, care să le zidească caracterul și să învețe Sfânta Scriptură. Vă mulțumesc! Aerodromul viselor. Satul prieteniei era amplasat între două dealuri, în vale. Casa în care locuia Ervin și sora lui Ania și familia lui era undeva pe dealul de pe care putea vedea cele mai frumoase răsărituri. Iar în partea opusă, unde erau geamurile camerei sale, putea privi cum soarele coboară după orizont. Iar culorile din paleta lui Dumnezeu se desfășurau magnific peste micul lor sătuc. Ervin, din fragedă copilărie, avea o pasiune aparte pentru tot ce era legat de aviație. Când mergeau cu părinții la târguri, ochea din prima cele mai mici modele de avioane, elicoptere, aeroplane și aeronave de pasageri. Când aduna suficienți bani în pușculița lui, mergea bucuros la cea mai mare librărie ca să-și cumpere o enciclopedie nouă despre aviație. Își confecționase în atelierul tatălui o cască din curelușe, o bucată de piele și niște ochelari pe care i-a atașat. Era una dintre primele lui încercări de a reproduce echipamentul unui aviator. La patul în care dormea și-a făcut o murișcă, iar lampa de masă, sub lumina căreia își făcea temele, avea forma unei aripi, din care ieșea micul beculeț. Din lemn, încerca să sculpteze diferite modele de aeroplane. Acestea erau preferatele sale. Visul lui, cel mai mare, era să devină misionar, ca să poată să ajute popoarele sărace ale lumii cu transportul aviatic, al ajutoarelor materiale și a medicamentelor. Într-o zi, stătea în atelier și citea din cel mai recent număr al ziarului Știri din aviația navală, abonament care a fost un cadou din partea părinților la ziua lui. Cum stătea concentrat la masa de lucru, din spatele ușii s-au auzit niște pași discreți și, cu un scârtâit ușor, s-a deschis. Ania și-a arătat fața frumoasă, iar în mână își ținea carnetul cu note muzicale. Se pare că exersase pentru festivalul care avea să aibă loc în luna martie. Ervin i-a zâmbit. Intră, Ania, ia loc. După felul în care mă privești, se pare că vrei să-mi spui ceva foarte interesant. Ochii strălucesc ca două stele. Ervin, tu mă citești ca pe o carte. Este adevărat. Am o noutate care ție îți va place cel mai mult. Hai, nu mă mai ține în suspans. Ce noutate? Știi că dealul dinspre vest se întinde un teritoriu care era pârloagă și nu a fost folosit de mulți ani de nimeni din satul nostru. Sigur că știu, în acele locuri mergeam cu familia la picnic. Exact, azi când am fost la Mirela în ospeție, știi a cărei bunic este primarul satului nostru. Am auzit cum discuta cu un om destul de bătrân că ar fi un loc perfect pentru a construi un mic aerodrom, pentru a susține turismul și pentru aviația civilă sau civilă, nu știu sigur, dar cu siguranță că informația este veridică, am auzit cu urechile mele. Ervin zburase cu avionul în vacanță, dar își dorise din totdeauna să fie în cabina pilotului și chiar să conducă un avion. Oare se apropia îndeplinirea acestei dorințe? Să fie adevărat? Dar Ania nu avea decât 6 ani. Nu era sigur dacă i-a înțeles totul bine, de vreme ce era ocupată cu joaca. Ania s-a ridicat și, văzând neîncredere în ochii lui, a zis: întreabă pe tata, el cu siguranță știe. Și încă ceva,
Nu uita că visele noastre le dăm lui Dumnezeu și El le împlinește la timpul potrivit, când avem cel mai mult nevoie de asta. Cu asta era de acord. Ervin s-a pus pe genunchi și s-a rugat. Doamne, mi-am dorit atât de mult să zbor cu un aeroplan sau deltaplan, dar să am un aerodrom chiar la marginea satului, nici nu îmi puteam imagina. Mulțumesc că ne împlinești visele atât de măreți. A ieșit apoi în grabă afară, legându-și retele la papuci și a urcat în grabă dealul despre care vorbea Ania. A fost uimit să vadă că deja lucrau niște tractoare care curățau loc pentru pistă, iar dintr-un camion mare, câțiva oameni descărcau cherestea. Posibil pentru hambarul în care aveau să fie parcarea avioanelor mici. Îi era oarecum să se apropie de acei oameni, așa că a privit din depărtare o vreme. Apoi a coborât în grabă valea și a ridicat dealul spre casa lor, de pe celălalt deal. Puse cap la cap socotelile și a înțeles că poate chiar din camera lui se va putea vedea noul aerodrom. Chiar era o minune. Când a ajuns acasă, obosit, l-a căutat pe tata, care citea Biblia lângă șemineu. Tată, ți-a povestit Ania noutățile? Nu, cred că exersează în camera ei, iar eu abia am venit din grădină și nu am reușit să o văd încă. Ce noutăți? Ervin strălucea, ca un luceafăr de dimineață. Ceea ce se întâmpla în mintea și inima lui știa doar el și Dumnezeu. Cum era posibil ca atâtea emoții de anticipare, bucurie, încântare să nu explodeze pieptul? Am aflat că pe dealul de vis-a-vis va fi construit un aerodrom. Ah, despre asta, da, am auzit și eu ieri când așteptam autobusul în stație. Ziceau oamenii că a venit un om străin în satul nostru de curând și dorește să construiască ceva modest, dar după o tehnologie nouă, pentru că este locul perfect. Aș vrea să-l cunosc și eu pe noul nostru sătean. Tată, spuse Ervin rugător, să mă iei și pe mine dacă mergi la acel domn. Aș vrea și eu să-l cunosc. Cu siguranță că este un aviator cu experiență și mi-ar place să primesc și un autograf pe unul din modelele mele preferate de avioane. Bine, fiule, neapărat mă vei însoți. Ervin se ruga în fiecare seară și dimineață ca să ajungă să zboare și el de pe acel aerodrom. Iar până atunci mergea după lecții pe dealul vecin și îi privea din depărtare la lucrările care se făceau în fiecare zi la noul loc. Într-o zi, pe când se uita la meșterii care puneau acoperișul, Ervin nici nu observase cum din spatele lui s-a apropiat cineva și a întrebat: Îți place cum iese? Un pic speriat, Ervin s-a întors și a dat de un bătrânel, care de fapt nu era așa bătrân, dar purta barbă în care deja erau multe fire cărunte și o căciulă din lână care îi acoperea fruntea și mărginea în sprâncenele stufoase. Dar avea o privire blajină. Da, iese foarte frumos. Eu sunt Ervin, locuiesc pe dealul celălalt. Dumneavoastră sunteți muncitor aici pe șantier? Poți zice și așa. Eu sunt domnul Traian Vuia. Nou în sat, dar sper să devin de-al locului. Lui Ervin nu-i venea să creadă. Numele marelui inventator român, pionier al aviației mondiale, care în data de 18 martie 1906 a realizat unul din primele zboruri autopropulsate, fără catapulte sau alte mijloace exterioare, cu un aparat mai greu decât aerul. Să îndrăznească să întrebe? Poate este prima și ultima ocazie. Domnule Traian, aveți un nume atât de special legat de aviație. Sunteți cumva rude cu inventatorul Traian Vuia? Sunt din această familie, dar nu descendent direct. Dar numele mi-a fost pus chiar în cinstea lui și cred că este foarte potrivit, pentru că și eu de mic am avut o mare pasiune pentru zmeie, apoi pentru avioanele de toate dimensiunile.
Cum ați ajuns să vă realizați acest vis?" "M-am rugat mult pentru acest vis, Ervin. Părinții mei munceau la fermă și eu de la 5 ani îi însoțeam și munceam la ceea ce era după puterile mele. Am încercat să construiesc ceva care să zboare din bețe, hârtie, cartoane, sârmulițe. Mama și tata auzeau rugăciunile mele sincere și mulți ani de zile au adunat bani de pe lucrul lor și când am absolvit gimnaziul, mi-au dat bani să pot merge la școala superioară de ofițeri, unde am fost pregătit ca pilot pentru aviația civilă. Mulți colegi de-ai mei au mers la aviația militară, dar eu nu doream să particip la bombardamente și distrugere, așa că am ales calea mai pașnică. Și Dumnezeu, prin părinții mei, prin mulți prieteni, mi-a realizat visul, dar și am muncit mult în această direcție. Și eu îmi doresc să devin aviator, care să ajute în misiune pentru creștinii din țările sărace, să transport ajutoare, medicamente. Iar sora mea râde că vreau să ajung aviator doar ca să transport cadouri de la punga samariteanului. Ambii zâmbiră, iar domnul Traian îi zise: "Bun vis, Ervin, Domnul să te ajute și să fie de mare ajutor toate calitățile pe care ți le-a dat. Acum, hai cu mine la un ceai. Până ajungem, îți mai povestesc ce avem aici." Lui Ervin nu-i venea să creadă că totul se întâmpla chiar cu el. Privea fascinat, în timp ce aviatorul îi arăta la hambarul mare, care avea nevoie și de niște uși masive, iar mai apoi l-a condus într-o cămeruță micuță în care se auzea încetişor muzica de la radio și se simțea o aromă tare plăcută. Domnul Traian ridică un șervețel de pe un cușuleț împletit și îl servi pe băiat cu rulouri presărate cu scorțișoară. Ce bine arătau! În curând și câinele abureau de la ceaiul cu zmeură. Iar Ervin tot analiza camera în care locuia acel aviator simplu și atât de binevoitor. Sus, pe un raft, erau două avioane micuțe din lemn. Se pare că erau foarte vechi. Văzând direcția privirii lui Ervin, domnul Traian se întinse și le puse pe masă în fața băiatului. De aici a început visul meu. Tatăl meu a fost și lemnar. Văzând cât de mult iubesc tot ce ține de zbor, mi le-a făcut pe acestea două Moran Solne, modelul 230 și 315. Iar privind la ele, parcă și acum aud dalta care trece peste lemnul din mâinile tatălui. Visele se împlinesc când sunt însoțite de credință, efort și când sunt încredințate în mâinile lui Dumnezeu. Acum, după ce vom bea ceaiul, ești dispus să-mi dai o mână de ajutor la vopsitul hambarului?" "Sigur," a răspuns bucuros băiatul. Când au ieșit afară, în partea din spate a hambarului, a văzut un avion micuț, Sting TL-2000. Se pișcă de mâini ca să vadă dacă este adevărat, pentru că în fiecare zi când venea să vadă lucrările, nu vedea avionul și credea că va dura ceva timp până va fi adus aici. Domnul Traian îl întrebă: "Azi e zi frumoasă, ai vrea să mă însoțești într-un zbor de la nivelul zborului de pasăre pe deasupra satului prieteniei? Pun pariu că încă din acest unghi nu ți-ai văzut localitatea." "M-ai întrebați? Sigur!" "Aici, dragă Ervin, îmi doresc să fie un aerodrom al viselor, să le povestesc copiilor, tinerilor și adulților că visele noastre se pot transforma în lucruri mărețe prin care să slăvim pe Dumnezeu și prin care să ajutăm oamenii." În cabina pilotului, chiar deasupra bordului, era prins un magnet mic pe care scria: "Încredințează-ți lucrările în mâinile Domnului și îți vor izbuti planurile." Proverbe 16:3. Micul avion decolă de pe câmp și Ervin privi cu încântare casele care acum erau ca o machetă din muzeu. Cu adevărat că visele aveau nevoie și ele de un aerodrom de pe care să-și ia zbor spre realizare.
iar Erwin își găsise pista pentru visul său chiar în satul lui natal, în satul prieteniei.